Cum ar fi să te trezești cu o mare durere de ureche, mergi la doctor, îți pune niște picături și te trezești că se întâmplă chestia asta. Da, gândacii uneori intră în urechi, pentru că le e foame și sunt atrași de aromele de mâncare fermentată. Iar pentru gândaci, ceara din urechile noastre are aromă de delicatesă, precum brânza maturată. Unii spun că gândacii pot ajunge până la creier, dar nu e adevărat. De cele mai multe ori ei rămân blocați în orificiul urechii, care devine tot mai îngust. În cel mai rău caz, gândacul poate să moară acolo și e nevoie să mergi la doctor să ți-l extragă cu penseta. Dar e ok, vei supraviețui.